Pregătim următorul moment cu mare drag pentru dumneavoastră. Un ansamblu de dansuri drag sufletului meu, dar și o voce a dumneavoastră. Îmi place să spun despre ea că este acolo în vârf și nu doar în județul Arad, ci și în întreaga țară. Este unul dintre mugurii de tezauri pe care Aradul i-a dat României și cred că este mândria dumneavoastră a tuturor. O cunosc de când era atâta mică, cu două codițe împletite și venea pe vremea aceea, eram la Info TV. S-a transformat într-o domnișoară frumoasă și talentată, care duce cu cinste peste tot unde merge numele localității de unde vine. Vorbesc aici despre Roxana Suciu, vorbesc despre ansamblul Arădiana, care vin în fața dumneavoastră cu mare, mare drag. Instructor, așa cum spuneam și mai devreme, un tânăr, un dansator, care ulterior a făcut școala de coreografie și a preluat frâiele și și-a înființat propriul lui ansamblu ca să se poată exprima prin jocuri și, bineînțeles, aducă în fața dumneavoastră tradițiile cele mai valoroase ale județului. O să le regăsiți între dansatori, însă și pe instructorul copiilor de la Covățânț. Acum, dacă noi ne-am uitat la greșelile pruncilor, acum fiți atenți la mine că eu mi-s cu ochii pe el. Dacă o greșit un pas, ăla-i om de an. Bun, nici nu m-a auzit, ca norocul, vă dați seama cum joacă acum, direct sub presiune. Suntem pregătiți, domnul Teoban? Știți cum mă simt când vorbesc în gură la radio? Exact ca așa cum pe scenă. Domnul Teoban, suntem pregătiți? Haideți să-i aplaudăm. Tu poți să rămâi acolo, cu doamna am o treabă. Da. Alina Ban, doamna lui Teo, tu ce coți pe scenă acum? Eu dansez. Tu dansezi, dar dansați doi. Doi. Sunteți două? Două. Câte lui suntem două? Șase. Aplauze pentru familia, pentru frumoasa familie tradițională și amică, vă dați seama, anul viitor cum joacă și pe scenă cu noi la Covățânț. Haideți să-i aplaudăm, ei sunt Arădiana. Hai că ești floarea marilor!
Roxana, hai, dar Roxana, și scoate-ne din bai. Două cântece frumoase, Roxana, nu crezi că scăpi la tine acasă. Așa cum spuneam, vocea de aur de la Covăsânt, acasă la ea, nu doar acum, pentru că de această dată alături de ansamblul la Rădeana doar două cântece cântăm, dar după aceea rămânem la Hora Satului, așa cum am stabilit. Roxana Suciu. Mulțumesc! Ai și iar hai că să prindă.
mulțumesc frumos! Thank you.